Proiectul de reabilitare și extindere a școlii gimnaziale Lipia din comuna Merei a fost finalizat. Cei prezenți au simțit pe propria piele emoția momentului, având în vedere cât de importantă și așteptată era o astfel de reamenajare a instituției de învățământ. Printre cei care au participat la evenimentul de inaugurare se numără reprezentanții administrației locale, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Buzău, Daniela Palcău, profesori și consilieri locali. Este un moment deosebit de frumos pentru comunitatea din satul Lipia, comuna Merei. Astăzi am reușit să aducem la bun sfârșit un proiect de suflet al administrației locale din comuna Merei. Este vorba despre reabilitarea și extinderea școlii gimnaziale Lipia, de care vor beneficia 128 de elevi din satul Lipia. Pentru copiii acestei comune, pentru copiii acestui sat, reprezintă o oportunitate extraordinară, darea în folosință acestei școli. După o pauză de 7 ani, de când a fost oprită activitatea de învățământ în această școală, iată că s-a reușit cu mari eforturi finalizarea acestei școli, de care vor beneficia elevii ciclului gimnazial în primul fază, după care și elevii ciclului primar. Școala este dotată conform standardelor europene. Avem mobilier modern, nou, peste tot. Sala de informatică are calculatoare de ultimă generație pe care copiii școlii le pot folosi și de care se pot bucura. Avem 5 săli de clasă, spațiu de depozitare pentru corn și lapte, conform cerințelor Ministerului. Tot ceea ce este în acest moment în această școală se află la cele mai înalte standarde. Realizarea acestui proiect, finalizarea școlii Lipia, reprezintă pentru mine cea mai mare realizare din activitatea mea de director de 11 ani. Proiectul acesta inițial a fost propus în 2015, dar nu au existat fonduri. Am făcut multe demersuri către Ministerul Dezvoltării, către Ministerul Învățământului, până s-a aprobat, până s-au găsit fonduri, pentru că acest lucru era cel mai important. Și iată că astăzi reușim să intrăm într-o școală nouă, modernă, o școală care sperăm noi să fie o școală optimistă, deși ea a trecut prin foarte multe ghinioane, să spun așa, pentru că primul constructor a abandonat lucrarea și a plecat cu finanțarea primită de la Ministerul Dezvoltării. Și ne bucurăm că în Săptămâna Mare putem să intrăm în această școală și să le facem cea mai mare bucurie copiilor care s-au chinuit ani de zile într-un modul, în două schimburi, ceea ce nu era o învățare optimă pentru ei. Doamna Purcărea Florica, care a fost director la această instituție și acum este pensionară, vă mulțumim că a fost o comunitate de a învățat copiii și chiar și pe noi să învățăm în această instituție. Vă mulțumesc! Pentru domnul Porcărea Costel, care a fost cel mai bun învățător din satul Lipia,
doamna Ștenase Maria. Doamna Tănase Maria, care e consilier local, care a luptat în Consiliul Local pentru a aduce această clădire școală, pentru a da copilor din satul Lipia pentru a învăța în această instituție nouă, să zicem. Onoare pentru cea mai bună consiliere din satul Lipia, care ați obținut foarte mult școală. Da, uite cum mai place. Mă gândesc la ani în urmă, prin o legislatură când eu eram consilier și în fiecare ședință de consiliu ridicam problema școlii Lipia. Toți care mă vedea că eu mă înscriu, ea vorbește doamna Tănase despre școală și grădiniță. Grădinița s-a înfăptuit pe timpul când eram eu consilier, cu tot ceea ce plăuisem. Iar școala s-a făptuit și s-a realizat, s-a terminat astăzi. După vreo 12-13 ani de insistență, țin să mulțumesc consilierilor și primarilor care au fost în perioada când se discuta refacerea acestei școli. Totodată țin să apreciez cadrele didactice de la școala Lipia, actuale, trecute și după timpul când eram eu, școala Lipia a scos oameni foarte bine pregătiți în diferite domenii. Avem și preoți, avem și doctori, avem ingineri, avem farmaciști, nu știu dacă venit aici, am venit. Avem profesori ridicați din copiii satului Lipia, din părinți țărani. Ceea ce mai am o dorință mare la cadrele didactice, începând cu grădinița și terminând cu clasa 8-a, să se accentueze mai mult pe educația socială. Dom'le, sunt patru lucruri care trebuie adâncite. Credința, școala, sănătatea și bunul simț care trebuie să-l avem față de cei care ne înconjoară. Bineînțeles, și să avem și pace. Mulțumesc încă o dată! Valoarea totală a proiectului a fost de 23 de miliarde de lei, dintre care 3 miliarde susținute de bugetul local. Vreau să mulțumesc comunității și, în primul rând, oamenilor de școală pe care dumneavoastră astăzi ați sărbătorit aici. Este vorba de un fost director, un fost învățător, oameni care, de ce nu, v-au pus creion în mână celor care locuiți în această localitate și nu putem decât să ne înclinăm în fața dumnealor și să le spunem un sincer mulțumesc. De asemenea, mulțumesc colegilor mei, doamnei Anton și domnului Ionașcu, fostul și actualul director al unității de învățământ, pentru că trebuie să recunoaștem dacă această școală este începută din 2014, așa cum am înțeles de la dumneavoastră, domnule primar, se datorează și celor care au fost la cârmuirea unităților de învățământ din Comuna Merei și, nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră pentru grija pe care o aveți ca toți copiii din comunitate să învețe în condiții europene, în condiții firești, în condiții normale. Doresc succes tuturor și sunt convinsă că educația pe care o vor furniza colegii mei și de care vor beneficia elevii din această comună să fie una pe măsură. O să urmărim în perioada următoare rezultatele copiilor de aici și să sperăm că vor fi cele pe care ne dorim, unele care să ne facă cinste, atât dumneavoastră cât și lor. Astăzi ne bucurăm de ceea ce avem aici, de acest lăcaș foarte frumos și bine dotat. Ne bucurăm de grija pe care o aveți dumneavoastră și consilierii locali, pentru ca acești copii să fie în atenția tuturor. De asemenea, este o mare responsabilitate pentru corpul profesoral din această unitate de învățământ, aceea de a realiza un învățământ de calitate, o educație și o instruire pe măsură.
Vă mulțumesc, vă doresc succes. Mulțumesc.